Bine v-am regăsit, dragi prieteni ai Muzeului Județean Ștefan cel Mare Vaslui. Știați că băile publice din antichitate erau locuri pentru socializare, antrenament, vindecare și igienă? Muzeul din orașul nostru este depozitarul unui artefact deosebit, un unguentarium din sticlă pe care îl voi prezenta în cele ce urmează. Unguentarium sau balsamarium este un vas din ceramică sau din sticlă, de mici dimensiuni, destinat pentru păstrarea parfumurilor, a esențelor cosmetice sau a balsamurilor medicale. Acestea erau folosite în numeroase contexte. Ele se întâlnesc în așezări, în terme, în castre, dar și în contexte funerare. Femeile utilizau flacoanele din sticlă pentru combinarea și amestecarea produselor cosmetice. Cu toate acestea, identificarea unor astfel de recipiente în casele militare subliniază că ele nu erau folosite exclusiv de către femei și au fost utilizate și de bărbați. În mediul funerar, au fost folosite ca ofrande în cadrul ceremoniilor. Recipientele conțineau cel mai probabil esențe parfumate, care erau arse pe rug în memoria defunctului sau erau depuse în mormintele de inhumație. De asemenea, multe exemplare din acest tip au fost identificate în terme. Băile sau termele erau clădiri mari, cu multe etaje și cu un design arhitectural impresionant. Acestea au jucat un rol semnificativ în societatea și cultura romană, servind drept locuri pentru igienă, socializare și vindecare. Termele au fost identificate în aproape toate orașele antice. Igiena și curățenia erau foarte apreciate în societatea romană, iar îmbăierea regulată era considerată esențială pentru menținerea sănătății. Romanii credeau că baia frecventă ar putea purifica organismul și preveni bolile. Unguentariumul aflat la Muzeul Județean Ștefan cel Mare a fost identificat în satul Igești, comuna Blăgești, Vaslui, în urma unei cercetări de teren realizate de Ghenuță Coman. Vasul are corpul globular, baza plată, gâtul cilindric și buza rotunjită. După cum se poate observa în imagine, este suflat din pastă de culoare albăstruie, translucidă, cu bule de aer în compoziție și este irizat. Balsamariumul are înălțimea de 12 cm, diametrul buzei de 3 cm, iar diametrul bazei de 5 cm. Vasele de acest tip au fost produse începând cu mijlocul secolului I, post-Cristum, și au continuat să existe până la începutul secolului al IV-lea. Exemplarul nostru este datat în secolul al II-lea, prin analogii cu piesele identificate în cetățile romane din Dobrogea. Desigur, ne putem întreba cum a ajuns un artefact specific lumii romane pe aceste meleaguri. Unguentariumul este o dovadă a contactelor economice, sociale, culturale și politice dintre Imperiul Roman și Barbaricum. Influența exercitată de către Imperiu asupra barbarilor este evidentă și atestată de numeroase monede și obiecte de prestigiu, fabricate în atelierele romane și existente în spațiul de din afara granițelor. În cele din urmă, aș dori să reflectați la felul în care o piesă specifică lumii romane a ajuns în județul nostru acum mult timp în urmă. Vă așteptăm cu drag să vizionați exponatul lunii mai 2024.